zic că Cristina, îți mulțumesc pentru link-ul care mi l-ai trimis cu apa. Deja am comandat câteva boxuri de apă, le avem aici acasă și cum este urât să beau dintr-o sticlă atât de mare și să o țin după mine, termosul acesta mă ajută să beau. Mulțumesc pentru share, fetelor. Haideți să ne strângem aici. Haideți și cu tap-tapuri. Am lumina asta pusă și nu știu câte tap-tapuri avem. Stați să... Câte avem? 4.000. Deci nu, eu cu 4.000 de tap-tapuri nu intru. 4.000, nu? Dar se văd și de aici. Trebuie să-mi fac așa să văd. Cine credeți că a venit lângă mine? Pentru că atunci când vede un telefon, domnișoara vine aici. Deci de multe ori vreau să-i fac poze când doarme în pozițiile ei ciudate, dar nu pot pentru că atunci când mă apropii de ea, vine. Vine la mine și mai stau acolo. E Lilo, Lilito. E Lilo, Lilito, Doamne. Ia să vedem acest om loserule. Scuze, am spus asta doar pentru că rima, dar nu înțeleg care este apucătura ta acum aici, dar să-ți fie de bine și ție. O să intru cu lanul în primul rând, dar avem 10.000 de tap-tapuri. Deci haideți măcar 100.000. Haideți că le facem repede. Eu nu aș cere ceva ce aș ști că este imposibil. Oh, acum ai dă pupiciul Stitch. Doamne, atât de drăgălașă. Dar nu pot să vi-o arăt. Octavian, locul acesta nu este un loc de promovare, să știm. Adică, totuși. Hai că înainte erau 1.000 de tap-tapuri. A, bine, bine, atunci. Haideți. Avem acum 18.000 de tap-tapuri. E superbă, Lilo, da. Este foarte drăgălașă și foarte insistentă. Foarte insistentă când vine vorba de mângâiat și... Da. La toate spamările acestea, eu nu o să răspund ca de fiecare dată. Bine, haideți că Lan îmi dă din nou. Bună, dragă! A, stat-o în ce-ați vrem să îngămin și n-am nicio persoană în telefonată. Nu mai am putere să stau să îngrul. A, și de a intra cu mine, nu? Sau da, nici dacă vrei. Tu ai șase... ai șase vinuri, draga mea, și trebuie să le... Da. Dani, mersi frumos! Haideți cu tap-tapuri, vă rog, că nu am intrat. Vreau să aude. Cac de la, super, mersi. Dragii mei, am nevoie de aprecieri, primul meu meci. Dani, mulțumesc. Dani, am nevoie de mioară de mie. Poate să-mi aprecieri, dragii mei. Cum spunem, nu, tot, dar unde să facem noi treaba așa? Nu m-a auzit. Eu te aud, tăt și pule. E primul tău meci, ai spus? Da, musara. A, bine, și am jucat cu nimeni. Să zic, nu, nici interesant n-am avut. Hai, deci eu sunt... partea cea mai interesantă a serii. Foarte corect, foarte corect. Dragii mei, am nevoie de aprecieri. Hei, s-a blocat. S-o batem. Hai, deși cu tap-tapuri, vă rog, și să prindem ori treiul. Asta îmi doresc. Bună seara tuturor, fetelor. Mulțumesc pentru inimile de membru, mulțumesc pentru tap-tapuri, pentru share-uri, dar eu hai. Dragii mei, am nevoie de aprecieri. Toată lumea aprecie. Deși nu răspunzi, la ce-ți răspundă, Iulia? N-am văzut mesajul tău. Scrie încă o dată, poate nu a apărut. Hai să apreciem toți, mamă, dar și serioasă, Lorena, îmbracată la 4AC. Iana, mersi frumos pentru inimirea de membru. Te pup. Draga mea, dar și la tine nu-i cold. Ești îmbracată așa. Nu, eu de când am un cățeluș nordic, este foarte rece la mine în casă. Dar ce, el nu-ți poate suporta căldura? Ba da, dar poate simte mai mult, așa că avem aerul și plus de asta... Da, eu sunt friguroasă și Laur e mai călduros, să zic așa. Mamă, și ești norocoasă, am buchere și gază. Da. Dar eu nu sunt friguroasă, dar căldură tot nu-mi place. Ina, mulțumesc frumos! Dragi mei, vine voi 5 trandafiri și noi 5 trandafiri. 5 trandafiri, dragi mei. Toată lumea. Olea, mulțumesc frumos! Da. Ai nevoie de 5 trandafiri, dragi mei. Ina, mulțumesc încă 4. Haideți. 4 trandafiri, 4 roses, please, my friends, toată lumea, ai 4 trandafiri, rămași. Haideți să facă și ea obiectivul să ne batem mai.
Avem ordoiul, ordoiul, aveți grijă. Da, eu zic că aici să fie cinstit și aveți după noi. Dragii mei, trei trandafiri avem nevoie. Mersi frumos! Alexandru, mulțumesc pentru voi! Doi trandafiri, dragii mei! Ar cineva doi trandafiri? Băi, nu se poate așa ceva. Bani, mulțumesc încă unul. No! N-am făcut. X2 sau X3? Cornia, mulțumesc, Matis, thank you, prea târziu, puișorii mei, prea târziu. Adriana, mersi din suflet, îți mulțumesc, mulțumesc enorm. Bună, Ispana. Paschi, thank you. Bună tuturor, dragilor. Am nevoie de aprecieri, dragii mei prieteni. Toată lumea, hai să apreciem. Paschi, thank you. Mulțumesc. Haideți cu tata, mai avem încă 10 secunde, doar 2. Ioaaa! A venit un final, nu! Lorena, peu! Mersi, tintin, Matiz, thank you! Doamne, deci nu pot să cred așa ceva. Mersi. Ne pierde, adică pierdem noi. Normal că pierdeți. Ina, mulțumesc. Mersi, dragii mei. Mersi frumos. Vreau să pierd Winnie. Ina, mulțumesc frumos. Deschidem cuferile toți, dragii mei. Avem un ușo? Da, este la fel. Lumea, deschidem cuferile, deschidem să luăm monete, toți. Nu vreau. Bună ziua, Ninose! Cum punem mânușul Lorena? Lorena nu are cum să punem mânușul. Voi trebuie să ne ajutați. Și drăguța mie. Lorena! Vedeți? Karma se plătește. Ori tu, ori cei apropiați. Karma. Dacă eu sunt frumoasă, nu-ți salvează nimic. Haide, se vede urât. Acum așteaptă că am urs să faci în câteva secunde. Ai apăsat ceva la ecran. Da, gata. Da, eu tot am pățăși, nu înțeleg, zic și eu. Mersi frumos! Haideți să dat apuri măcar. Mulțumesc frumos, dragii mei. Am o cresar. Eu n-am cum să pun. Mersi frumos! Thank you very much. Dar ce e l-obiectiv, domnișoară? Nu știu. Mersi. Nu vreau să intru în discuția asta și nu aș vrea să vorbim acum iar despre asta. Cred că a fost suficient aseară. Mersi frumos, nu zic, deschidem cufărul, că eu știți că eu tare zgârșit, dacă am pus eu cufără, înseamnă că trebuie de luat monete din el. Hello! Mami, dar ce asta? Mami, popo. Amor, se nervează și ei, dacă se nervează, niciodată nu mă enervezi. Lorena, niciodată nu te-am bătut 3 ori la rând, ai observat? Primuș, când se nerveala și ea la mine dau dufort. Mersi frumos! Nu mă enervezi. Ina, mulțumesc, cumva mea, mulțumesc, Tori, thank you! Wow! Avem ori trei. Ina, mulțumesc, prea de grabă, stai, popșcule, țâcă! E că acum, cine poate să mă ajute? 5 trandafiri, dragii mei, hai, trei! Poate să mă ajute și pe mine, ce poate să mă ajute? Bună seara! Ina, mulțumesc, dragii mei, 4 minute, cumva!
Da, 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 da. Ori trei, deci ori trei. Baby, liniștești Lorena, mersi. Marius, mersi. Mitchell, stai, e ce e asta? Alexandra, mersi, mersi frumos. Mihaela, mulțumesc, mulțumesc. Haideți că 30 secunde la ori trei. Da, 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 concret. Se poate și mănușă, mănușă, mănușă. Dar știi că are șanse, are șanse când e extrem. Avem, avem șansă, avem. Bă, e mereu, nu știu ce faci acolo, nu știu ce vrăjăl faci, dar mereu până la urmă să rescoltezi acolo. Ai văzut? N-ajută, n-ajută. Calitate, calitate. Mersi, thank you for all this. Unde mai ești, mersi. Na, 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 thank you for all this. Haideți, haideți că da, câștigăm meciul acesta și mai avem un... Un minut la dispoziție. Totul este posibil. Eu mi iau, e tare. E tare. Maria. Oare zice? Uți cu un minut, o lăsa un minut și 50, asta e un minut. Două, Lorena! Eu uit la mine, am stat trei la școală, dar am bani și un minut mă apșep. Da? Da. E, bani nu mai am. Dar știi tu la magazin că tare, tare ne amăgești, dar eu niciodată nu controlez, că trebuie să controlez. Nu, sunt persoane care controlează și mereu prinde treaba asta. Da. Mersi frumos, mersi Dani, Alexandru, mulțumesc. Avem un minut, un minut. Ce-am făcut. Bate pe Lorena, o bate pe Lorena de rupit. Ca să duc plângând. Nu bate, nu ne bate, nu ne bate, nu ne bate, nu ne bate. Mamă, dar tu și te-ai uitat la YouTube, cum gândești pozitiv, soșii. Da. Atrag, atrag. Eu cred că dacă ești optimist, dar trebuie să mușești cu optimismul ăsta. Nu meditezi aici, degeaba. Glume. Lana, o pui cadouri? Cum asta spun cadouri? Nu, am pus să cufăr, că era așa, așa, nu știu, cu optimitatea noastră. Ina, mulțumesc frumos, nu știu ce se întâmplă, dar să rezolvă. Haideți, nu vrei să mă vâre. 30 de secunde, vă rog, ultima. E ca un merit, e un merit. Doamna Voichița, doamna Voichița e aici cu noi. Ghirignaveți, mănușă, ghirignaveți, bă. Mie, doamna Voichița, aici nu mi-apare. Lasă de pe. Nu. Dar nu vreau așa. Nu o găsesc. Oh, Dani, mulțumesc! O bate pe Lorena! Peu, Lorena! Lorena, mică, mică, ca o furnică, Dumitru, bună seara! Ia! Beu! Mami, da. Ma, ce micuță ești! Ai pierdut frumos, draga mea, lasă, te rog, jelă! Lasă, hai, încă o revanșă, lasă! Magică, până tu apleci capul și spui așa, nu mai pot! Nu o să aplec capul niciodată! Cum cânta Andra, niciodată să nu-i spui, da. Niciodată! Uhuh, mersi! Dacă nu a apărut... Nu mi-am nevoie de apreciere. Dacă nu a apărut, pentru că mie nu mi-apare aici. Și vreau să o anunțăm că suntem live. Să știe. Cine s-a anunțat? Doamne, Dumitru! Salut, Dia! Salut, dragă mea! Doamna, de atât ce nu mi-a fost la mine? O știi pe prințesa, dar tu pe nimeni nu știi, numai nici pe Luana nu știe. Alexandru, bună seara și mulțumesc frumos din... Mulțumesc din sufletilor, Adriana, mulțumesc, Marius, mulțumesc. Noi. Avem nevoie de apreciere, dragi mei, suntem mistii ca niște furnicari. Furnici, adică. Da, știu că nu primiți notificări, dar n-am ce... Eu sunt mai frumoasă ca asta și nu poți porta. Dar știi cum zici, eu nu sunt la muteamă, dar eu improvizez că eu sunt un părete între noi doi. Eu spun că eu nu vreau să cedez. Lasă recunoască că eu sunt frumoasă. Și nici nu văd că eu sunt frumoasă. Mersi frumoasă, Dumitru, mulțumesc. Am la bătaie. Am nevoie de apreciere voastră. Mulțumesc mult, dar în general nu se primește.
Wow, bravo, carmitiat! Eu m-am machiat și m-am lăsat negru aici. Avem ordoiul. Da, normal, dacă ordoiul n-am făcut, facem ordoiul. Ia uite, să vă vedeți că nu e optimistă deloc. Dar așa spune. Bă, da, bună, bună. Eu nu știu, nu știu, haideți, haideți. Mulțumesc frumos, dragi, mi-ai mulțumesc. Vreau să zic că mulțumesc, tocmai 8, dar e, wow, Ninuții, mulțumesc, că 4, că e 3! Ina Valea, mulțumesc, 3, este așa nume? Miriam cu M. Doamna Luminița, mulțumesc frumos! Miriam, da, din Miriam, nu știu. Deci, mulțumim, dragi mei. Ordoiul, da? Petru, liniștiești, Petru, liniștiești. Adriana, îți mulțumim. Dragă mea, niciodată să nu spui niciodată. Mulțumesc frumos, dragi mei, mulțumesc. Alina, mulțumesc frumos. Ba, Pietru, încă 10 secunde. Și ai, nu, nu, Ina, mulțumesc frumos. Nu bate. Nu nimic, las că n-ai bătut de două. Adriana, mersi, mersi. Nu! Marius, mersi, mersi frumos, Adriana, Doamne, de ce se întâmplă? Ce e asta? Ca să nu se mai zică. Nu, doamna Luminița, mulțumesc frumos, să intrat la oricine. Mai nu s-a pus like, Nava, Nava, TikTok! De ce trebuie să plătesc eu în seara asta? Uuuu! Avem aerul Mamă, și înseamnă și frumoasă. Nu știți vinovată eu, Lorena, că-s frumoasă. Și eu sunt frumoasă, frumoasă. Aia zic eu, că trebuie să fiu vinovată. Toată chestia asta. Mersi, 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 mersi. Felicitări la Ana pentru punctajul tău. Frumos. Bă, două zile. În două zile am câștigat un meci. Două seri la rând. Asta e... Tu ai merit așa că eu sunt cu noroc. Eu două zile m-au ieșit toate... Așa că pe TikTok știți toți care vă spune. Niciodată să nu spuneți niciodată. Aici optimistă. Mulțumesc! Mulțumesc frumos! Mersi frumos! Eu știu câteți care mă bată pe oricum odată și odată. Ca și Lorena. Deodată, primele meci numai din te-am bătut ghine. Așa, pe urmă, că m-am bătut, când o vedem Madeleine de deza. Da, da, da. Așa este. Mersi! Și divertit! Apropo de asta, aduceți-mi aminte după să vă povestesc despre păr. 30 de secunde! Nimic, nu se poate schimba! Noapte, mulțumesc frumos! Ia uitați la fața ei, Doamne, și înseamnă și frumos! Dar eu n-am zis că e urât, Doamne ferește! Prosta eu sunt frumoasă, frumoaselor! Eu și n-am zis că ești urât, așa n-am zis. Draga mea, da. Nici nu mă afectează dacă îi spune asta. Dragii mei, asta, negarea înseamnă că, că i-am câștigat. Ultimul, eu am voie la un meci dacă vrei sau nu mai vrei. Vreau ultimul. Că n-am zis-mi ideea și eu, dar am știut bidiros. Na, nu cred că să... Ultimul. Ne dai o șansă. Haideți, mai dau încă o șansă. My friends, last match, dacă am zis last match, one match, last finish, one match, wow! Eu mereu am voie la un match. Dar știi ce interesant cu match-ul ăsta? Eu că vreau să fug apa și lanță, îmi spun. Eu am dreptul la un match. Nu, dar puteți așa mă văd. Mersi, frumos! Deci da. Oameni buni, doamnelor și domnilor, în această seară, bravo, vom câștiga acest ultim meci cu Lano. Hai să facem ca pe cum ne imaginăm că suntem câștigători. Dragi mei, să vedem a cui e scoică se deschide. A cui chakra câștigă. Ce scoică se deschide? Chakra sau ce înseamnă așa care? Căică. Bine, chakra... Eu dacă uit la mine, nu-i ușor în viață. Eu mereu câștig. Asta eu când pierd, eu nu văd. Eu văd numai plusuri în viață. Da, și în cimitir, eu nu văd... Dar văd plusuri în viață. Mulți, mulți plusuri. Gata, mă doare cap. Ștefan, și cu tine, Ștefan. Asta eu de ghema încălzesc.
Dragii mei, suntem toți, suntem mulți, hai să apreciem. Toată lumea apreciem, dragii mei. Hai, Doamne. Și TikTok Univers. Teodora a primit un TikTok Univers. Bye. Last match, my friends. Finish match. One match. Cu Lorena. Piu. Pe tapața ai cu tăi. Sunt de mulți. Nu vrei să apreciez lumea. Eu nu vreau să jigniți aici pe nimeni și să nu vă certați aici în comentarii, că n-am venit aici să ne certăm. Nu, am venit aici să petrecem un timp drăguț. Toată de acord. Eu chiar dacă joc cu cineva, dar eu dacă joc, chiar sunt oameni să mai feriți. Nu tăți tot una pe ei. Dacă oamenii scriu urât, dacă eu joc cineva, înseamnă că nu aveți voie să vorbiți urât, înseamnă că eu nu-mi plac. Așa este. Și părerea de Ema din Casa Iubirii, dar nici nu știu cineva. O știi pe Ema? Ema probabil fostă concurentă. Nu, știu, drag. Eu trebuie să, eu cu care joc știu. Eu joc o fetiță amuiană nouă de la Casa Iubirii, dar nu știu. Cu cine? Ea îmi spuneți cum o cheam fata și așa care. Cum are ochii? Are buzele mari. De toate le au mari. Nu, tu nu ai buzele mari, eu știu care au buze mari. A zis că sunt și mai mari, exagerate. Am avut în vedere că e de botox și e machiată tare. Și am avut săptămâna asta, a avut ceva un scandal că avea 1000 de oameni, așa de cei de 400. Nu știu cum o cheamă, dragi mei. Are 23 de ani, cam așa. Ina, mulțumesc, Nati, mulțumesc. Dragi mei, cum o cheamă și care jucă? Chiar nu știu, eu nu știu. Eu știu. Cine, eu. Știți? Rebecca. Rebecca, dar cum? Aha. Are buzni mari sau e nici corău? Eu, tăt-o, numai tu n-ai câștit, uite, eu am dat tăti indiciile. N-ai ajuns să știu. Denisa, bună, mersi pentru trandafir. Haide să o batem. Double. Mulțumesc frumos. Ceau. Luigi, mulțumesc frumos. Bucuroasă, să plece tristă. Doamna Luminița, mulțumesc. Avem una discuție cu orgoliu. Marina, mersi frumos. Magdalena, mersi pentru trandafir. Haideți, patru. Noi avem nevoie de... Să ducă. Dacă mai ușit din muncă, mergi și cu tine, mă duc unas. Denisa, mersi! Mulțumesc! Dar rec, hălău frumos, hălău, Adriana, mersi, mulțumesc! Dacă ce fac e acolo? Ce fac e acolo? Te bat, te rupă, mulțumesc! Marina, mersi frumos! Ia, acolo! Viața! Eu pot să cred! Ia, mulțumie frumos! Doamne, Lorena, e ceva fantastic! Ce se întâmplă? Mersi! Doamna Luminița, mulțumesc! Ce să mai zic? Ce să zici? Recunoști că eu sunt frumoasa frumoaselor? Nu mai recunosc nimic, lasă-mă în pace. Într-o zi așa ai să zici, da! Ai să zici, tu mai vezi și ai zici, salut frumoasa frumoaselor, eu consider că mai frumoasă ca tine, nu nimeni. Da. Da, și înseamnă, a să recunoști? Eu aștept, din partea mea, 111 trandașiri, dacă zici așa. Dar și, Doamne, feriește, și să pleci capul și să-ți ia și o cumioară. Am de unde să primești trandafiri, așa că... Am vrut să dau și te-o tare zisete, lumea știe că eu nu dau nică. Dar tu ai dat vreodată cadouri? A, tot așa cam ca mine, ai 22. Măi, da, dau cadouri. Ieșează liniștită, e mare love la și tu ca mine. Eu știu că ar dau cadouri, au mari. No, mersi. Mersi, Doamne, ăștia măi bătut, nici nu vine a cred. Draga mea, mulțumesc de meciuri, dar clar iar te bat, eu sunt. Chakra mea s-a deschis mai tare. Da. Mulțumesc de meci, draga mea. Pa, mulțumesc și ție, ciao. Dar nu contează, nu rămânem cu această negativitate, pentru că negativitatea, cum am zis eu odată în emisiune, putrezește. Așa că sunt fericite, mulțumesc frumos pentru tot ajutorul. Claudia, Adriana, doamna Luminița, Marius, mulțumesc din suflet. Stați așa să nu uit pe cineva pe aici. Și tuturor, de fapt, vă mulțumesc. A luat bătaia seară și acum s-a răzbunat pe mine. Voi credeți că e normal așa ceva? De ce? Dar nu contează. Mi-a adus aminte acum că m-ați întrebat despre șamponul pe care îl folosesc. Stați așa. Stați că revin. Vă las un pic termosul acesta și revin, da?
Revin, vi le aduc aici. Bună ziua! Bună ziua! Bună dimineața, Enzo! Deci, am venit. Aici toată lumea doarme. Toată lumea doarme. Toată lumea. Deci, șampunul pe care îl folosesc. Mai nou, mi-am... Deci, foloseam de la farmacii Gama Roz. Nu mai știu exact cum se numește. Dar, în fine, Gama Roz mi-a plăcut foarte mult. Dar părul meu, eu nu știu ce se întâmplă, fetelor, dar, sincer, poate cele care ați locuit în afară, vi s-a întâmplat același lucru. Dar eu în Spania nu aveam probleme cu părul. Părul este total diferit când ajung acolo. Deci, când părul meu atinge aer spaniol, este total, total diferit, o calitate mult mai bună. Închipuiți-vă dacă aici deja vă place părul meu, în Spania v-ar fi plăcut mult mai mult. Ideea este următoarea, că eu folosesc șampon și la un timp trebuie să mi le schimb. Nu doar pentru că așa este recomandat, dar simt că neapărat trebuie să-mi schimb șamponul. Cu cel roz am fost încântată de la bun început, v-am arătat și rezultatele, părul foarte mătățos, foarte strălucitor. A început să, poate este problema și de la apă, dar apa este mai dură în România, da, e problema cu apa. Și când am venit în emisiune, cred că mi-a luat timp de 3-4 săptămâni să mă obișnuiesc cu apa din România, deci a fost ceva horror, în fine. Iar acum, părul meu a început să se îngrașe foarte rapid. N-am avut niciodată problema asta, din contră, total opus, dar de la farmacii am văzut că cel șamponul de urzică este foarte bun pentru asta, așa că l-am luat, uitați, deci l-am folosit, să nu ziceți aici că nu-l folosești. L-am folosit, îmi place, are rezultat destul de bun, nu mi s-a îngrășat părul atât de repede, dar încă folosesc masca și balsamul de la cealaltă gamă, dar șamponul l-am schimbat. Miroase un pic ciudățel, să fiu sinceră, da? Să nu e un miros așa dulce cum era. Cum e. Da, știu că e urzică, dar mă așteptam să miroasă un pic diferit, nu să miroasă urzică. Dar în fine, după nu lasă niciun miros ciudat în păr sau știu eu. Florentin Cost, sunt sigură că dacă ai ceva să-mi oferi, nu o să fie la standardele mele, așa că te rog frumos, pleacă din acest chat. Da, da, haideți că stau și la poze. Ce am făcut astăzi? N-am făcut foarte multe, să știți. Astăzi chiar nu, dar haideți că stau la poze, da, stați un pic să mă așez și eu. A, și apropo, ținuta aceasta care o am astăzi, mâine o să o explic, am filmat astăzi, dar nu apuc să vă arăt, așa că o să vă arăt mâine pe stories, o să vă arăt de unde este totul și care fiecare dată o să vă las și discount. Abia aștept să vedeți blazerul în totalitate pentru că este, îl ador. În primul rând, astăzi au venit, deci vreau să vă spun, de fapt nu... Am avut așa un telefon pe la vreo 9:30. Aseară am adormit foarte greu. Într-un final am dormit bine, dar am adormit foarte greu și la 9:30 când am răspuns la telefon eram gen pe ce planetă sunt, cine sunt, de ce sunt, vine foarte greu. Dar după am făcut curat prin casă, ca în fiecare zi de altfel, mă trezesc și rutina asta este să fac curățenie prin casă. După am pregătit story-uri, content, am răspuns mail-uri, eu am făcut ce mai aveam de făcut pentru colaborări și așa, adică mi-am încheiat lucrurile care erau așa pe jumătate și am creat content pentru voi. Am editat un video, două video de fapt, și am filmat două. Da, și mai am încă unul de editat. De ce vorbiți așa? Ce se întâmplă aici? Nu știu să cânt. Mi-ar fi plăcut să știu să cânt, dar de fapt toată lumea știe să cânte, însă nu am voce pentru asta. Da, voiam să postez mai des, dar nu știu, mi s-a făcut atât de complicat săptămâna asta, săptămâna trecută, de fapt, să filmez, să postez și așa mai departe. Și astăzi am vrut să filmez pentru YouTube, dar nu am apucat. Spuneți-mi aici, ia-mă idee,
de fapt aveam o altă idee să postez pe YouTube, dar nu se aliniază chakrele ca să se facă acel content. Așa că spuneți-mi ce ați vrea să vedeți pe TikTok, pe YouTube, următorul video. Ce ați vrea să fie? Mersi frumos, Mădi, mersi, mersi. Și mie îmi place să știi. Acum că a crescut un pic mai mult, lungimea asta cred că este cea perfectă. Daily vlog, dar daily vlog nu fac lucruri atât de multe și evenimentele care le-am avut deja au trecut, așa că nu știu ce aș putea să stea. Să vă arăt, pardon, doamne. Când îi facem următorul vaccin? Săptămâna viitoare. Dar tot îmi cereți daily vlog, dar despre ce să vă fac eu un daily vlog? Rutina de make-up. Da, m-am gândit la asta, să vă arăt cum fac make-up-ul. Asta este o opțiune. Video cu mine, cu Laurențiu, da, încerc de foarte mult timp să fac un video cu el, dar nu reușim, așa că nu mai facem. Ținută de vacanță la plajă. Mai sincer să fiu, eu deja anul acesta știu că nu o să ajung la plajă, nu o să mă bronzez natural, nu o să fie, o să fie total diferit precum a fost până acum. Așa că nu o să pot să fac ținute de plajă, în primul rând pentru că, deci mi-aș cumpăra ținute de plajă dacă nu o să merg la plajă. Deci nu am asta în garderoba mea momentan, așa că... Ce fac dimineața seară? Deci vreau să vă zic că dacă vă arăt rutina mea de dimineață și rutina mea de seară, este foarte boring, pentru că dimineața efectiv fac curat prin toată casa, ordonez, pun aspiratorul, fac curat, vase, scot mașina de spălat vase, le pun la spălat, adică ce face orice femeie și orice femeie normal. Dar nu cred că este ceva atât de interesant încă să vă arăt pe YouTube. Despre alimentația mea. Deci asta ar fi să vă arăt o zi întreagă, dar asta... Testul relației. Adică testul relației. V-am zis că e cam complicat să ne organizăm noi și să putem să filmăm împreună, pentru că avem un orar total diferit, sincer, așa că asta nu o să poată să fie, dar altceva, ceva cu mine. Eu aici nu vă alarmați pe altceva, v-am cerut ce vreți să vedeți. Ce vreți să vedeți? Oare? Avem răspunsuri. Dar cred că o să rămânem cu make-up-ul. Cum îmi fac make-up-ul detaliat? Mulțumesc frumos, Modelina. Stilul meu vestimentar. Ce ați vrea să știți despre stilul meu vestimentar? Talilo. Da. Ia să vedem. Rutină pentru păr. Și asta este o idee de video, dar mâine nu prea am timp să fac rutina pentru păr. Aș putea mai degrabă să... Doamne... Nu știu cât o să pot să filmez mâine, dar o să încerc. Cred că prima o să fie make-up-ul. Dar rutină de păr și m-am gândit la asta. Mulțumesc, mi-ați făcut un reminder pentru asta. Păi chestia e că aici în casă e destul de răcoare, așa că îl port. Dar, deci, credeți-mă că merită să vă uitați mâine pe story și să vedeți cum este acest saco. Pentru că o să vi se întâmple la fel ca mine. Chiar dacă este vară și acum practic nu puteți să-l purtați, o să-l vreți, o să-l doriți și o să-l visați. Mie mi-a apărut sacoul acesta într-o publicitate și de când l-am văzut am spus, Doamne, vreau și eu un sacou așa, vreau și eu sacoul ăsta. Până când l-am. Lore, care sunt rezultatele de masajul care îl faci acum pentru corp? Deci, rezultatul se vede după 4 sesiuni, dar, sinceră să fiu, îmi simt și picioarele mai fine. Celulita... Nu știu dacă se vede atât de mult, dar ideea este că am picioarele mai fine și înseamnă că și celulita este. Vedem și o să vă zic, o să vă vorbesc. Cu drag, Mary. Ceau, Lori, foarte frumoasă, te îmbrătișez, te urmăresc cu drag. Pupici și pentru tine, Liliana. Poți să o arăți pe Lilo? Sigur. Uitați, aici este. Aici este Lilo asta mică.
Lilo mică și Lilo mare. Da, da, da. Uite. Hello. Toată lumea via să te vadă. Nu fi supărățică. Uitați-o cum se uită așa ea. Se aude ceva și nu știu ce. Uitați-o cum... Ce creme de corp folosește vom copia? Fetelor, stați așa să vă zic. E o emisiune. La început am fost într-o zi la Carrefour și am văzut o cremă. O cremă care eu nu o cunoșteam aici în România. Adică nu cunoșteam brandul. Este un, cred că un brand de aici din România. Elmi Plant. Nu-i așa? E românesc brandul? Da, a crescut și eu drăgălașul. Eu drăgălașul. Elmi Plant este din România, fetelor? Eu cred că da. Da, ok, perfect. Deci, vreau să vă zic, acea cremă este atât de hidratantă, atât de hidratantă, încât, sincer, chiar mă gândeam zilele astea, Doamne, trebuie să ajung la un Carrefour mai mare, pentru că cel care le avem aici jos, în fața, mă rog, jos blocului, nu este. Și trebuie să ajung la un Carrefour mai mare, pentru că este absolut foarte bună. Îmi plăcea foarte mult și foloseam, evident, foloseam în cazuri extreme, foloseam prima dată ulei pentru corp și după aplicam crema, cred că v-am mai zis asta, dar mă, normal doar crema și după cremă tot timpul spray cu sclipici, evident. Și vorbind de spray cu sclipici, stați un pic că, fetelor, am comandat de la farmacie, am văzut eu că era ceva nou și am zis, vreau și eu să văd asta, ce este, cum miroase, și cred că este cel mai frumos mirositor spray de corp pe care l-am avut până acum. Chiar și Laurențiu de multe ori îmi spune că se trezește noaptea și vine miros și el nu înțelegea de la ce. Dar haideți că vi-l arăt imediat, stați așa. Vă las termosul încă. Deci, stați așa. Mă întorc. Întors. Stați așa. Deci, mă uitam. Bine, știți că eu foloseam brown sugar. Sugar, se zice, nu? Că deja am avut drame cum se pronunță în spaniolă și cum se pronunță aici. În fine, nu mai aveau acel gel. Îmi plăcea foarte mult cum miroase, nu mai aveau un stoc și nu găseam niciun gel de duș care să mă entuziasmeze și să zic vreau să-l cumpăr, dar acesta l-am văzut așa roșu, drăguț, nou și am zis trebuie să-l încerc să văd. Gelul încă nu l-am desfăcut, deci încă l-am desfăcut să miros, dar încă nu l-am folosit. Dar fetelor, spray-ul acesta, nu știu dacă cineva cunoaște parfumul Amor Amor de Cacharel. Știu sugar, bine. Amor Amor de Cacharel, în Spania este foarte vândut, este foarte dulce, se aude că nu mai suntem împreună, bine, atunci nu mai suntem împreună, draga mea, ok, da? Îl știți, deci știți Amor Amor de Cacharel, miroase efectiv la fel, vă promit că miroase la fel, fetelor. Deci, la fel, într-o zi, în prima zi când mă dusem cu el, mă gândeam, oare ce miroase? Miroase ceva familiar, a ce? Ok. Deci, incredibil. Mi-l pun în fiecare seară înainte să mă culc, dimineața când mă dau cu cremă. Deci, îmi place foarte, foarte mult. Foarte mult. E o recomandare 100% care o să vă placă enorm. Și mai ales că și persistă mirosul. Și secretul meu pentru a rezista mai mult parfumul pe corp este să ne dăm cu cremă înainte și după cremă să aplicăm parfum sau spray corporal. Deci genial. M-ați întrebat de la ce este? De la farmacie. De la farmacie și este destul de nou. Foarte frumoase produsele de la Levion. Mă bucur, Marius, că că îți plac, dar nu știu exact cum ai rămas tu cu Levion. Dacă le-ai comandat sau nu, nu mi-aduc aminte ce ai spus ultima dată. Preț? În jur de 50 de lei ambele lucruri. Cam așa. Dar dacă vă faceți cont, aveți un 20% discount
la orice produs. Și dacă nu aveți cont, eu cred că nu mai am linkul aici, dar îl am pe Instagram. Am linkul în biografie și de acolo accesați, vă creați cont, sunteți acolo în lista mea și aveți 20% discount forever. Eu le am și sunt geniale. Da. Da, deci da, fetelor. Miros superb. Ce nimeni folosesc, acesta este de la farmacie, cum să nu. I-am crezut că mi se uscase și nu prea mai avea, l-am lăsat și într-o zi am zis ia să văd mai are sau nu mai are, dacă nu, îl arunc. Și încă mai am. Și îmi place mult efectul. Cu ce, ce autobronzant folosești? Da, aici, fetelor, trebuie să vă zic un lucru. Autobronzantul pe care l-am folosit, de fapt am mai primit un autobronzant și aș putea să-l încerc, dar mi este un pic frică pentru că cel care l-am folosit de la Comodines, îl folosesc cel pentru față, genial, perfect, îmi place foarte mult efectul, nu am avut nicio problemă cu serul pentru față și mi-l pun în fiecare zi aproape. Stați un pic să intrăm meci cu această... Lorena. Hola. Lorena. Hola, quisiera ver. Hola, buenas noches. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? Bien. Bien, bien. Aquí. ¿Quieres hacer una batallita? Sí, hacemos una batallita. Lo único que voy a hablar en rumano, ¿vale? Ah, ok. ¿Con retos o sin retos? Sin retos. Vamos a ver qué tal el primero. Sí, vamos a ver qué tal. Bueno, la voy a escuchar. Usted si quiere me silencia. Ah, lo vas a escuchar. Bueno, yo estaba hablando aquí de productos. Ah, ok. ¿Y estás hablando en rumano? Sí. Mă bucur, mă bucur. O sea, ¿los españoles hablan rumano? No, pero yo viví en España. Ah, ¿usted vive en España? Sí, entonces... Ahí, por eso habla español. Sí, sí, aprendí. Mm. Pero yo he visto que los rumanos hablan bastantes idiomas. Sí, es muy fácil hablar. O sea, es como... Sí, no sé, es muy fácil aprender idiomas. Pero para ustedes... Sí, en general sí. Porque por lo general, diga, ¿usted sabe hablar inglés también? Claro, viviendo en España no se habla tanto el inglés, no sé si lo sabéis, uh-huh. Pero algo, desde que vivo aquí lo he recuperado un poquito, pero no soy nativa en inglés. Mm. Ay, disculpa. Porque a mí me cuesta mucho el inglés. Sí, pero otros idiomas no. Pero lo que pasa es que la cultura colombiana solamente está aferrada al español, al español. Y al inglés, ¿no? Hay muchos colombianos que saben mucho inglés. Pero es como lo básico, hello, how are you? Yes, I am fine. Así. Familia, cinco rositas. Sí. Vamos, cinco rositas. Recuerden que por cada 1000 moneditas se pasan 1000 seguidores. Ah, ¿y usted qué contenido crea? Como así de maquillaje y eso. Hago un poco de todo, es como estilo de vida, me gusta hablar mucho sobre productos, sobre skincare, rutinas y así. Ay, eso es bacano. Uh-huh. Sí, sí. Y todos compartiendo. Sí, porque tiene la piel muy bonita. Hombre, recuerden que por cada 1000 moneditas, 1000 seguidores. La voy a seguir desde mi cuenta principal, personal. Sí, es para autobronzandas, no it, que deja ahorita hacen siempre. Adriana, merci frumos. Recuerden que por una ballenita te pasamos 2000 seguidores. ¿Tiene para mandar 1000 punticos? A ti, merci, pentru trandafir. Espérate, espérame 2 minutos, sí. Familia, alguien que tiene que para mandar 1000 moneditas, porque vamos a poner un guante. Ay, es un cumplic. Espérate, prenda. ¿Alguien tiene 1000 moneditas para el guante? Familia, recuerden que por cada 1000 moneditas que tú envíes, vamos a pasar 1000 seguidores y pasar de nadie. Todos a compartir, Mami, todos a compartir. Recuerden que por cada 1000 moneditas te vamos a pasar. ¿Cómo estás? Hola, Kimberly, Family, todos a compartir. Ya saben que por cada 1000 moneditas
Te vamos a pasar 1000 seguidores. Acolo, dacă îmi dați o balenă, o să primiți 2000 de urmăritori. Nu te auzi din cazul meu? Nu cred. El idioma que ya está hablando es rumano. Sí. Vamos, mai bun, nu mai fiți atât de rei cum aud. Oameni, por favor. Nu mă aud bine acum, auziți bine. Mă auziți bine? Alguien que detone con 1000, choloco. Necesitamos a alguien con 1000. Hay dos personas con guante, pero no hay nadie que tiene power en este momento. Nadie con power en este momento. Dos pistolitas de TikTok y la alcanzamos. Es guante. Ah, bine, că vorbim așa amândoi deodată, dar mă auziți altfel. Gata, le iei pe mut. Te guante y tirar dos pistolitas de TikTok y te paso 1000 seguidores más. Ce șase? O, alguien, familie, ¿quién tiene 1000? ¿Quién tiene 1000 moneditas? Vanessa enamora. Vanessa hermosa. Ayúdame. Data trecută, am pierdut, nu am pierdut, dar de final la primit. Ah, mi Vanessa linda. Vanessa, vamos a tirar guante. Pongan el guante, familie, pongan un guante, pongan un guante, a ver. Cere mănușă, mănușă, mănușă. Familie, dos pistolitas de TikTok. Dos pistolitas de TikTok, familie. No, se pune. Avem mănușă, nu. Bine, dar nu, el cerea mănușa. A primit mănușă, haideți, 20. Familie. Dos pistolitas de TikTok, familie, dos pistolitas de TikTok, dos pistolitas de TikTok, familie, dos pistolitas de TikTok. Mulțumesc. Dos pistolitas de TikTok, familie, por favor. Dos pistolitas de TikTok. Dos pistolitas de TikTok, familie, podemos ganarle con dos pistolitas de TikTok. María, María, me sigue. Dos pistolitas de TikTok, familie. Gracias, gatito. Mano, otra. Mi Denisa, merci frumos, la noche más fría. Mano, nos pusieron un guante. ¡Gas gatito, Broki! Te vamos a pasar 1000 seguidores más, mi Broki. Está mucho mes. No pasa nada, bro, no pasa nada. No pasa nada, mi manito. Pues no me pegué. ¿Me estoy bien? ¿Moro cuya? Ayer me pegué durísimo acá en la cabeza. ¿Me tomo un? A mí me eso va a ocurrir bien, entonces lo entré pegué. Tienes 22.800 seguidores, mi bro. Te vamos a pasar 1000 seguidores más. ¿Qué es eso? La radio, pre. Yo voy a ti, yo voy. No, lo que pasa es que allá pusieron un bine, user, tu fiind un cont atât de fake, pare, nu știu dacă o să te bagă în seamă. Să vedem. Sabrina, mersi pentru eliminarea de membru. ¿Qué hacemos? Lorena, ¿me escuchas? Sí, 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 claro. Muchas gracias por la batalla. Gracias a ti. Ahí estamos hablando. Chao. Chao. Deci nu am făcut niciun match. Ok, perfect. Vreau acum să-mi aduc aminte unde am autobronzantul. Când am fost la evenimentul cu... Săptămâna trecută, când am fost la eveniment, am primit cadou un autobronzant și vreau să vă zic ce de la comodine. Să-l folosesc cel pentru față, îmi place foarte mult, însă cel pentru corp, ok, lasă un rezultat perfect, așa din prima, rezultatul, autobronzantul ține destul de mult, dar ori eu l-am aplicat greșit, pentru că după am fost, adică l-am aplicat cu câteva ore să merg la culcare și cred că ar fi trebuit să-l las mai mult timp să se usuce, să-și facă efectul și așa mai departe. Și mi-au apărut mici iritații, mi-au apărut, acum nu mai am, dar în primele două zile a fost un pic horror, nu știu dacă se vede aici. Așa, pielea e un pic mai uscată, mai... nu știu, ciudată, dar mi-a apărut reacția alergică aici și la picioare, în partea de sus, în partea coapselor, dacă se numește. Nu, de la cocolis, nu, de la comodines. L-am achiziționat din Catena și din farmacia Catena și nu mi-a mers prea bine, însă cel pentru față e ok, perfect, v-am spus, îmi place foarte mult, miroase foarte bine, nu lasă nimic pe mâini, e perfect. Dar acesta probabil ori nu l-am aplicat bine, ori mi-a dat mie o reacție alergică. Așa că mi-este un pic frică să mai folosesc. Probabil este alergie la o substanță anume și acum eu mă gândesc. Și dacă cu un alt autobronzant am la fel o reacție alergică, sunt dispusă să trec din nou prin asta, da sau nu, dar e nevoie. Ori asta, ori să trebuiască să merg la solar și, sincer, nu aș vrea să merg la... Am folosit și șervețelele autobronzante tot de la Comodines. La fel mi-a plăcut foarte mult, rezultatul după 3 ore, instant, perfect. Dar, la fel, aveam mici reacții alergice. Tate, te fac portocalie. Păi chestia e, adică ideea ar fi să combinăm autobronzantul cu lumina solară, pentru că și chiar, și dacă mergem doar la solar, de exemplu,
lumina naturală solară, voiam să zic. Chiar dacă mergem la solar, tot așa o culoare portocaliuță, lasă. Și tot nu se vede natural. Adică trebuie combinat într-un fel, să zic așa. Mergi la plajă. Eu știu că ai soluția. Dați un pic că... vă las un pic spray-ul acesta aici. Să vă aduceți aminte că miroase foarte bine și că trebuie să-l achiziționați, fetelor. Vă zic sincer. Adică, cred că nu am insistat niciodată atât de mult cu un spray, dar asta neapărat. Și eu o să pun roboțelul cum trebuie pentru că o face zgomot. Low battery. Bine, și ce să fac eu? Păi eu doamna seara am plăcat. Serios. Bine, dacă charging e perfect. Gata, m-am întors. M-am întors. Rămân urme, nu rămân urme, asta este partea cea mai bună, că nu rămân urme. Mi s-a părut mult mai ușor, sincer să fiu acum, mult mai ușor de aplicat autobronzantul cu șervețele umede. Gen, doar stergi așa șervețelele umede, ca și cum te șterge cu ele și rămâne foarte uniform. Da, așa este, bronzul de la munte e bronzul de la munte. Cred că și durează mai mult, ține mai mult bronzul de la munte, nu-i așa? Stau la poză. Haideți că mai stau la pozici. Mai stau. Stați un pic. Gata, am stat. Ioan, dar nu te-ai putea bronza natural pe blog. M-am gândit și la asta, dar încă voiam să ne cumpărăm oul acela, care stai așa într-un ou. Nu prea avem loc, dar... cred că poate să încapă cu uscătorul de rufe și oul, dar încă nu am cumpărat. Abia astăzi am reușit să luăm și noi măsurile pentru sit, pentru plasă. Mulțumită Valentinei, surorii tale, am reușit și noi și așteptăm pe săptămâna viitoare să ne pună plasele. Nu știu când ajunge Laur, probabil nu mai are mult și ajunge și el. Și eu aș mai vrea... Stați un pic să vedem cine mai este. Nona, o am doar pe Lana și pe Nona. Pe altcineva nu mai am. Cosmina Macovei. Să vedem cine este această fată cu 260. Faci meciuri? Da. Aici. Aici abia intrat. Eu? Da. Nu, sunt de o oră aproape. Ai foarte mulți oameni pe live. Da. 500 de oameni. Uite încă... Nu, sunt eu. Mă arăs bună. Bună seara. De unde ești, Lorena? În București locuiesc, în București acum. Am înțeles. Ai scapă provocări? Nu. De fapt, am făcut așa puține provocări, dar nu asta a fost baza live-ului. Nu-i nimic, Valentina. S-a întâmplat. Ar fi fost mai bine dacă venea de dimineață, de exemplu, că acum am fi avut, cum se numesc, plasele acestea, dar nu contează. Important e că le-am făcut. A fost la Casa Iubirii. Da, sezonul trecut. Nu știam. Toată lumea se dea tap-tap. Mailul, cel care folosesc acum e de la farmă. Acum să explică de ce ai atâția oameni pe live. Da. Am înțeles. Ai găsit ce-i cu asta? Cu să vă combinați, să vă faceți relație, nu? Mă întrează ureche. Să vă găsiți marea iubire, nu? Da, e un experiment, o experiență, experiment social, să zic așa, o experiență frumoasă, dar obiectivul este să găsești. Să-ți găsești. Și din sezonul meu, adică eu am ieșit împreună din casă și suntem singurii care au rămas împreună după emisiune. Așa că totul a ieșit cum trebuie. Deci te-ai făcut până la urmă relație de acolo. Da. Foarte frumos. 5 trandafiri! Ai bun. Asta e un lucru bun. Da. Da, bine, Iuliane, lasă-mă cu asta. Haideți. Andrei, mulțumesc, dar aveam și nevoie de 5 trandafiri și nu ați dat.
Păi bun, ce să zic? Locuiți împreună? Da. După ce am ieșit din casă, ne-am mutat împreună. Uh-huh. Ați ieșit din casă ca să fiți fericiți sau pur și simplu s-a nimerit la și v-ați combinat după aia? Nu, noi ne-am cunoscut în casă, am început relația noastră în casă. Adriana, mersi, mersi frumos. Am început relația în casă și după eu am fost eliminată, a fost el eliminat și ne-am mutat. Am înțeles. Toată lumea să dea tap-tap. Ce-ți fost eliminați, că altfel mai stați pe acolo. S-a terminat în ianuarie. Deci am fi terminat, dacă nu, în ianuarie. Toată lumea să dea tap-tap. Toată lumea să dea tap-tap. Da, te rog, Maria, nu știu, nu am văzut. Sper să pot să mă uit după, să-mi aduc aminte. 10 secunde. Dar dacă am scris pe Insta și după veniți aici să-mi spune, de ce nu spuneți direct ce aveți de spus? Nu înțeleg. Mulțumesc din suflet fetelor pentru acestor trei. Da. Tu locuiești? Unde locuiești? În România, Doamne. Am vrut să zic în București. În Galați. Galați sunt eu. Okay. Deci am vrut să zic din București fără să vreau. Din Galați sunt. Mm-hmm. Dar nu știu ce, că ai zis tu București și... Da, ai rămas acolo cu București. Am rămas, da. Mi-ar fi plăcut să... Ești din București, București sau ești din provincie și te-ai mutat la București? Eu m-am născut în Constanța, dar nu locuiam în România. Și am venit în România, am rămas în București. Ah, ai locuit în altă țară. Mm-hmm. Da, în Spania. Foarte frumos. Și nu ți-a plăcut mai mult acolo? Ba, mi-a plăcut, dar într-un fel era și o schimbare și am decis să rămân și în România, să văd cum e aici, că nu știam de mult cum este. Da, emblem. Da, foarte frumos, dacă ai decis așa. Da. Dacă îți place. Pentru iubire, da. În Spania, în ce zonă ai stat? Valencia. Frumos. Plajă. Am înțeles că e foarte frumos acolo. Da, chiar este. Încă 30. Dar am dat și mie tap-tap-tap-tap-tap frumos? Da, da, pentru iubire a fost. Ce vârstă ai? Plinesc 30 imediat acum. Ah, foarte mulți înainte, bravo. Mulțumesc. Ești mai tinerică. Da. Eu zic că ai un 25. Nu, am 30 deja. Ah, să fii sănătos. Asemenea și tu. Și o seară frumoasă. Te la, vrei, da, ok, bine, te pup, seară frumoasă, la fac plăcere. Frumoasă rochița de pe stării, fetelor, nu este o rochiță, este fustița de pe About You, fustița neagră, din satin, și cu un body negru. Dar așa apare o rochiță, nu știu, îmi place, așa, un stil elegant, cum place mie. Și în picioare aveam niște cizme cowboy, deci imaginați-vă, și gentuța foarte, foarte drăguță, gentuța, totul. Îmi plăcea outfit-ul de ieri, era foarte simplu. Fuste scurte nu mai porți, mai... Uite, chiar acum am niște pantaloni scurți. Dar fuste scurte, în mod general, nu prea port eu. În emisiune purtam pentru că era diferit, în emisiune nu trebuia să mă plimb pe stradă, să mi se ridice fustele, să fiu incomod acolo, pur și simplu stăteam pe canapea, ori mergeam 5 minute să-l văd pe Laurențiu și atât. Deci, într-un fel, puteam și îmi permiteam să fac asta, dar acum nu aș purta decât în ocazii speciale sau ceva. Nu aș mai purta ținutele. Intră cu Nona. Haideți că intru cu Nona, trebuie să avem grijă cu Nona, dar Nona e mici acum. Stă foarte bine cu pantalonii de pe tine. Da, mersi frumos, Valentina. I-am de ceva timp. De ceva timp bun. Și, da, la momentul lor erau foarte căutați. Multor persoane nu le plac. Alte persoane îi adoră. Ce să facem? Eu îi port pentru că îmi plac. Păi e același lucru, rochițe scurte sau fuste scurte. Dar cred că rochițe scurte am purtat mai mult decât fuste scurte. Ce sacou e? Mâine o să-l vedeți pe story mai detaliat. Dar... E foarte... Acum pot să zic că este preferatul meu, absolut preferatul din garderoba mea. Mâine pe story. V-am filmat să vi-l arăt pe story
Și gata, acum nu pot să vă fac spoiler. V-am făcut deja un pic. Mulțumesc, mulțumesc pentru tap-tapuri, cât avem 273.000 de tap-tapuri. Să vă arăt animăluțele. Chestia e că am aici totul montat, dar haide să nu ziceți că sunt rea. Stitch, pe Stitch îl văd. Pe Enzo îl văd. Ah, am văzut și pe Lila, stați așa că vă arăt în ea. Nona e puternică, dore să o bați, poftim? N-am înțeles ce vreau să ziceți. Stați așa, aia e puternică, nu o bați sau o bați, nu știu. Haideți că vă arăt prima dată pe Lilo, pentru că domnișoarele sunt primele. Stați așa să văd și eu, uitați-o. Acesta este locul ei preferat, la geam. Da, pentru că îi place să stea aici, uitați, acolo. Ea se urcă și stă la geam, pentru că îi place să vadă. Ok, haideți că vă arăt imediat și Bebe Stitch. Bebe Stitch este aici. Bună! Bună, bebe! Bună, bebe, tu care ai dormit toată ziua. Și Enzo, cum să nu? Și Enzo vine aici să ne salute. Bună! Nu, și Enzo vine aici să ne salute. Bună! Enzito! Enzo, Enzito! Enzo, Enzito! Stați așa că... Bine. Încă e un scărpinici. De la... Veterinarul ne-a spus că problemele pielii sunt probleme care se duc mai greu și probabil o lună, două, așa o să țină. O să cam țină. Așa că avem grijă de el. A bătut-o pe Lano, dar Lano încă avea puterea care o avea înainte. Nu știu ce să fac, să mai joc, să nu mai joc. Nu știu. Acum ce o să fac? O să-i dau? Ieză, ce fumică. Măi, ce s-a întâmplat aici? Omul ăsta, pe bune, de ce face asta? Uf. Bine, cred că o să vă las. O să mai stai cu noi. Trebuie să-i dau mâncăric, să le dau mâncărică pisicuțelor lui Enzo. Și... Stai așa să văd cum fac. Deci vreau să plătesc aici ceva. Cum se numește asta, este o piesă de la fântână. Enzo astăzi a fost un pic bolnăvios și nu prea i-am dat apă să bea. I-am dat mâncare așa mai puțin și cu grijă. Și acum vreau să pregătesc fântână ca să bea și ei apă. De unde ai sacoul? O să vedeți mâine pe stories. Chiar merită să vedeți de unde este și să vi le arăt și să știți totul. Stați așa, stați un pic. Nu știu dacă intră live, în mod normal când intru eu, el nu prea intră. Așa că poate nu. Stați așa că am primit puzzle-ul acela. Nu! Acum, gata, perfect. Deci da. Stați un pic. Că între timp să le... Doamne, deci eu nu pot să cred așa ceva. Pe bune. De ce ar face cineva asta? Nu mai pot să stau cu voi, că trebuie să montez această fântână. Nu știu cine este Vlad Mânătu și nu mi-aș da părerea despre bărbați. Pentru ce? Da, deci vă las, o să montez aici fântânica pisicilor, să le dau păpică și lor și lui Enzo. Și cam atât, ne vedem mâine pe stories și live, nu știu să vă zic când, dar o să ne vedem. Vă pup pe toți, pe toate, să aveți o seară minunată și vă mulțumesc din suflet pentru tot ajutorul ca de fiecare dată. Adriana, mersi frumos, doamna Luminița, Marius, mamei mele, pentru mănuși. Tuturor, Valentinei, Mădălinei, tuturor, Cristina, tuturor, celor care sunteți și ați fost aici alături, pupici. Vă pup, o seară bună!